Bună ziua și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi voi face etalare pentru luna februarie 2020 pentru zodia Berbec. Voi face etalarea generală. Până voi extrage cărțile, vreau să vă mulțumesc foarte mult tuturor celor care m-ați urmărit și celor care mă urmăresc. Și am să vă rog să-mi lăsați un like, un coment și să vă abonați canalului meu dacă fac și ceea ce spun. Și vă mulțumesc încă o dată. Acum să vedem ce le rezervă luna februarie nativilor din zodia Berbec. Pe toate planurile va fi o etalare generală. Ce va ieși, aia vă voi spune. Bun, gata, am tras cărțile. Și haideți să vedem. Unii dintre dumneavoastră pot primi o cerere în căsătorie în această lună. Cerere în căsătorie care se va finaliza cu un da categoric, ca să spun așa. Veți accepta această cerere, unii dintre dumneavoastră. Alții dintre dumneavoastră, multă mișcare la muncă, probabil, faceți drumuri, e un du-te vină continuu sau... în muncă, dar și în dragoste, dați totul. Alții dintre dumneavoastră aveți tendința să judecați fie o situație de la locul de muncă, fie un partener, o parteneră de viață. Începuturi aici, frumos, văd și suflete pereche. Dacă nu v-ați întâlnit încă sufletul pereche, unii dintre dumneavoastră aveți ocazia, poate până la sfârșitul lunii februarie, să zic, ați putea cunoaște persoana care vă este suflet pereche. Poate fi într-o zi de luni. Până la sfârșitul lunii februarie 2020. Alții dintre dumneavoastră sunteți foarte dezamăgiți, foarte triști pe o situație din trecutul dumneavoastră. Fie ați așteptat foarte mult pe cineva să vină în viața dumneavoastră, fie ați așteptat foarte mult un răspuns de la un loc de muncă sau... legat de niște bani și această așteptare v-a cam dezamăgit. Tot vă uitați în trecut, dar să știți că ar trebui să lăsați trecutul în trecut și să priviți spre prezent și viitor, pentru că văd multă stabilitate și în familie, și în relații, și la locul de muncă, și financiar. Unii dintre dumneavoastră există posibilitatea să primiți o sumă de bani destul de importantă, care să vă ia prin surprindere, fie o moștenire, fie o sumă mai semnificativă de bani. Nu știu, vine spre dumneavoastră, oricum stabilitate multă, deci cel mai bine ar fi ca lucrurile din trecut să le lăsați în trecut, că oricum, chiar dacă ați așteptat mult și acel lucru n-a mai venit, nu mai contează, pentru că alte lucruri vin spre dumneavoastră mult mai promițătoare, ca să zic așa, mult mai stabile și mult mai unite. După cum am zis, văd suflete pereche. Sau, în alte cazuri, poate... Nu știu, dacă unii dumneavoastră ați judecat o relație din viața dumneavoastră sau o situație din viața dumneavoastră, în 2 săptămâni, cam pe la mijlocul lunii februarie, ca să zic așa, lucrurile se vor liniști. Veți avea liniște în viață, în casă, cu partenerul. Dacă nu aveți un partener, posibil veți cunoaște pe cineva, unii dintre dumneavoastră aveți și o ieșire în oraș. O să vă vină prin surprindere această propunere. Aveți o șansă să începeți o relație de dragoste foarte frumoasă, deși începutul poate fi mai copilăros, mai imatur. E un început care nu este sigur, adică nu știți dacă această relație va ajunge la un alt nivel sau nu. Vă veți bucura totuși de acest început de relație și vă veți da, în primul rând, dumneavoastră această șansă, pentru că probabil în trecutul dumneavoastră nu ați fost fericiți. Nu știu, poate ați fost nefericiți, poate nu v-a fost bine într-o relație, poate nu v-a fost bine la un loc de muncă. Acum este momentul ca lucrurile bune să se întoarcă la dumneavoastră. Cel de sus, cum ar veni, a văzut că ați suferit destul și vă dă oportunități noi, vă dă șanse noi și probabil și șansa de a vă cunoaște sufletul pereche, ceea ce este foarte frumos. Unii dintre dumneavoastră poate vă și îndrăgostiți de cineva în această lună. Alții poate vă împăcați cu o persoană, poate din trecutul dumneavoastră, poate această persoană revine în viața dumneavoastră și poate de la ea ați așteptat un răspuns sau să vă rezolvați problemele care le-ați avut și așteptând atât de mult poate ați fost triști, dar văd o împăcare. O împăcare. Aveți un curaj, aveți o șansă, unii dintre dumneavoastră. Și v-am zis, există posibilitatea să vină într-o zi de luni. Nu știu sigur, nu pot să vă garantez acest lucru, dar ar putea fi într-o zi de luni din luna februarie. Alții dintre dumneavoastră vă gândiți să studiați ceva nou. Poate vă analizați mai bine pe dumneavoastră, vreți să vă cunoașteți mai bine. Poate, nu știu, ați avut mult ghinion în ultima perioadă, parcă toată lumea v-a întors spatele, vă plângeți de milă că nu vă merge bine nimic și vă reorientați, unii dintre dumneavoastră, pentru a începe altceva nou, total nou și necunoscut pentru dumneavoastră. Deci nu o să aveți nici măcar cea mai mică idee despre acest lucru nou. Mă refer, când îl veți începe, va trebui să o luați de la zero cu acest lucru și treptat să-l studiați, să-l învățați și să-l aprofundați, ceea ce o să și faceți, pentru că acesta este doar un prim pas să vă aducă la o foarte mare siguranță financiară. Poate unii dintre voi, dintre dumneavoastră, veți găsi cloșca cu aur, ca să zic așa. Ideea este că ceea ce începeți acum, în luna februarie, vă va aduce foarte multă siguranță financiară, nu veți mai avea nicio grijă financiară. Vă văd cu foarte mulți bani la un moment dat, dar veți începe luna februarie, dar nu o să vă îmbogățiți până la sfârșitul lunii februarie, deci să ne înțelegem, nu. Va fi primul pas spre succesul și reușita dumneavoastră. Cu toate că această muncă pe care o veți face, o veți face cu drag, adică vă veți implica foarte mult, dar o să o luați cu calm, cu răbdare, o să luați lucrurile pas cu pas, pentru că rezultatele vor veni, dar vor veni în timp. Deși vor fi mici discuții, mici certuri, poate competiție, concurență, nu să vă împiedice nimic ca să ajungeți aici unde v-ați propus. Deci foarte frumos va ieși etalare, pentru că mi-a ieșit suita de monede, de la mic la mare, ca să zic așa, de la ucenicul, de la învățăcelul, până la cel care are deja o stabilitate financiară, este o stabilitate financiară foarte bună, este pe picioarele lui, are bani încât ar putea să ajute pe oricine ar apela la ajutorul lui. Deci foarte frumos, berbecilor, vă văd. Veți primi daruri, veți face daruri, stabilitate, vă echilibrați, mai ales din punct de vedere financiar. Și ați așteptat foarte mult această șansă, foarte mult unii dintre dumneavoastră, dar să știți, credeți în noroc. Norocul este de partea dumneavoastră. Pe de altă parte, unii dintre dumneavoastră posibil să aveți, să cunoașteți în această perioadă, în această lună, persoane din zodie de pământ, taur, fecioară sau capricorn. Predomină foarte mult aceste zodii de pământ aici și alții dintre dumneavoastră poate veți cunoaște o persoană în zodia vărsător, foarte frumos și cu sufletele pereche și în sfârșit toate ghinioanele care le-ați avut până la sfârșitul lunii ianuarie, ca să zic așa, se vor termina. De acum a venit momentul ca soarele să răsară și pe strada dumneavoastră, că a fost suficient. O mică ceartă sau o discuție sau niște chestii așa în contradictoriu ar putea fi într-o zi de joi în această lună februarie, dar nu este neapărat, dacă nu este într-o joi din această lună în februarie, va fi cu siguranță în viitor, pentru că ține de acest parcurs a dumneavoastră până la această stabilitate foarte mare. Foarte bine vă văd, berbecilor, în această lună. Cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc din tot sufletul că ați fost alături de mine. Nu uitați să lăsați un like, un coment și să vă abonați canalului meu. Iar pentru cei care doresc o etalare privată, lăsați-mi un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726 981 520. Nu pot să vă doresc decât mult noroc în această lună, și în dragoste, și în afaceri, și în tot ce vă propuneți dumneavoastră, și fie ca orice scop, țel, dorință aveți să vi se îndeplinească. Până la sfârșitul lunii februarie, bineînțeles, vorbim de luna februarie. Pe curând, pa, pa!